Bineînțeles cu autobuzul. Cu autobuzul, bineînțeles. E mai aerisit, mai... Cum ați taxi în Grămădeală? E cam în Grămădeală. Nici nu poți să te urci mult și dacă e aglomerat, stai în stație, dacă ești mai în spate până cobori. Așa că mai avantajos e autobuzul. Nu le folosim. Noi nu le folosim. Stăm aceia, nu avem nevoie de... Mergeți pe jos, e cel mai bine. Da. E mai bine, că decât balamucul ăsta cu... Văd că acum la bătrânețe am fost bun când am muncit. Acum la bătrânețe spune că pensionarul trebuie să stea acasă să moară. Nu are nevoie de pensionar. Cine a ridicat țara asta? Cu autobuzul, pentru că am liberă trecere pe autobuz. Da. Am cupon de pensie, sunt pensionar. Da. Și profitați de gratuitate? Bineînțeles, măcar atâta. E mai confortabil? E și mai confortabil, da. Că e mai mult spațiu, mai... Da, da. Știu că vara de obicei era mai aglomerat în autobuze, tocmai din cauza acestui fapt. E foarte bine și vara. Nu e vorba de confort. Nu. E vorba de bani. Nu, gata, e vara. Cam tot aia este. Da? Da. Nu e nicio diferență? Nu. Vara, iarna, cum e mai bine? Iarna e mai târziu, dar vara mai sunt mici, mai mici vara. Cu autobuz. De ce? Eu sunt pensionară și am bilet, am gratuit. Dacă e să ne referim numai la confort, tot la fel, la autobuzul, nu? Tot la fel, e mai mare, e mai spațios, e altceva. Pe de altă parte vine mai rar în stație. Vine mai rar în stație, dar dacă știi programul și n-ai altă treabă, îl aștepți liniștit. Eu zic că în funcție de cum se mișcă mai repede, unul sau altul. Și în funcție de cât să târzie prin stații, ceva de genul ăsta. Că prețul e cam același. Pentru pensionari e mai bine, că este gratuit. Da, dacă ne referim la confort... Foarte mai confortabil autobuzul. E mai spațios. Mai spațios. Adică e loc mai mult. Nu stai ca sardele, în special dimineața când mergi la serviciu. Cu maxi taxi. De ce? Fiindcă trec din 5 minute, trec mai des față de autobuz. Autobuzul trece din jumătate în jumătate de oră și... Pe de altă, dacă ne referim strict la confort, la grămădeală, la cum stai, cum e mai bine? Nu știu cum să vă zic, că e în grămădeală și maxi taxi și în autobuz. Eu zic și cu una și alta, pentru că sunt urgențe, taxurile se mișcă mai repede, autobuzele sunt necesare pentru oameni mai și mai buni și mai... Da, sunt necesare ambele. Cu autobuzul că merge mai repede. Cu autobuz. Și mai spațios, mai confortabil. Și mai călduros. Cu autobuzul sau cu pe jos. Pe jos.